Bună seara, Dragoș, și bine ai revenit. A durat ceva, 7 luni și jumătate, nu? Cu aproximație de la ultimul tău meci. Din păcate, pentru tine, pentru echipa ta, n-a fost ceea ce vă doreați în seara asta. Bună seara, în primul rând. Da, din păcate, nu am obținut rezultatul pe care îl doream. Ne interesa foarte tare să câștigăm, pentru că am jucat împotriva lui Dinamo și eu îmi doream foarte tare să eliminăm. Sunt totuși mulțumit că am reușit să ies sănătos după teren și sper să pot să mă antrenez și să îmi crez nivelul ușor, ușor. Care au fost senzațiile tale după atâta vreme să joci din nou? Ai fost și capitan astăzi. Da, mulțumesc clubului pentru încredere, în primul rând. Au fost niște senzații noi, mă simțeam ca și cum aș fi debutat, sincer. Dar ți-am zis, mă bucur că am ieșit sănătos. Asta, până la urmă, asta e cel mai important, că nu s-a accentat nimeni astăzi și toți am ieșit sănătoși. Dar ți-am zis, supărarea este foarte mare pentru că trebuia să câștigăm cu orice preț astăzi. Aveți acest obiectiv, Cupa României, că a părut că mai degrabă a fost în plan secundar, ținând cont și de faptul că n-au fost folosiți mulți dintre jucătorii cu care eram obișnuiți la FCSB. Păi, au fost foarte multe meciuri, suntem totuși un lot de 22-23 de jucători, unii dintre ei mai au anumite probleme și era normal să încerce să acorde minute și celorlalți jucători care nu au avut destule minute. Ne pare foarte rău că am pierdut, sincer. Chiar îmi pare foarte rău. Fundaș central, astăzi crezi că de acum încolo aici vei juca mai mult sau ce semnale ai? Sincer, pentru condiția mea din acest moment, important este să îmi recâștig ușor ritmul de joc. Nu contează unde sunt introdus. Îmi doresc doar să fiu sănătos și să pot să mă antrenez și să joc. Atât îmi doresc, crede-mă. Cum ai regăsit echipa după atâta vreme? Luptă pentru titlu, acum ați ieșit din Cupa României, a rămas acesta singurul obiectiv. Sincer, am găsit echipa foarte bine din punct de vedere fizic. Chiar dacă în unele meciuri e normal să se resimtă puțin o oboseală, dar eu zic că anul acesta suntem foarte bine pregătiți și avem șanse mari să câștigăm campionatul, pentru că până la urmă ăsta este principalul obiectiv.